Rața mandarin și rața ochi de șoim, AX galericulata și AX sponsa. Au unele asemănări, cum ar fi penajul colorat și comportamentul lor de cuibărire, dar se disting prin distribuția geografică, aria de răspândire, mărime și modelele specifice de pe penajul lor. Fiecare specie posedă caracteristici unice în lumea diversă a păsărilor de apă. În episodul de astăzi vom explora asemănările și deosebirile dintre cele două specii de rațe foarte căutate în ultimul timp în România de către crescătorii amatori de palmipede. Așadar, stai cu mine până la finalul acestui clip, distribuie-l să-l vadă și prietenii tăi, lasă un comentariu dacă ai aflat ceva nou și abonează-te la canal dacă nu ești abonat, pentru că nu costă nimic, dar cu siguranță vom descoperi împreună chestii interesante despre lumea animalelor sălbatice și multe sfaturi neprețuite pentru pasionații de animale de companie. Care sunt asemănările și mai ales deosebirile dintre cele două specii de rațe? Ambele rațe aparțin aceluiași gen AX, ceea ce înseamnă că au unele caracteristici comune și sunt strâns înrodite. Atât rațele mandarine, cât și rațele cu ochi de șoim sunt cunoscute pentru penajul lor viu și deosebit de colorat. Penele lor prezintă o serie de culori, fapt care le face foarte atractive și populare în rândul pasionaților de ornitologie. Ambele specii prezintă dimorfism sexual, ceea ce înseamnă că masculii și femelele prezintă diferențe clare în ceea ce privește aspectul lor. La ambele specii, masculii sunt mai viu colorați și au desene caracteristice în comparație cu femelele care tind să prezinte culori mai discrete. Atât rațele mandarin cât și rațele cu ochi de șoim sunt păsări ce cuibăresc în scorburile copacilor bătrâni. De obicei, ele aleg scorburile copacilor din apropierea corpurilor de apă pentru a-și depune pontele și pentru a cloci ouăle. Când vorbim despre diferențele dintre cele două specii, aflăm că prima și cea mai semnificativă diferență este distribuția lor geografică. Rața mandarin este originară din Asia de Est, în special din China, Japonia și părți din Rusia, în timp ce rața cu ochi de șoim este originară din America de Nord, incluzând zone din Statele Unite și Canada. Din cauza distribuției lor, rațele au areale și habitate diferite. Rațele mandarin se întâlnesc în zonele umede, în iazuri și lacuri de dimensiuni mici ale Asiei, în timp ce rațele cu ochi de șoim trăiesc în diverse habitate cu apă dulce, inclusiv în zone mlăștinoase, împădurite, bălți și lacuri din America de Nord. În medie, rațele mandarin sunt puțin mai mici, măsoară aproximativ 41 până la 49 de centimetri în lungime, în timp ce rațele cu ochi de șoim sunt puțin mai mari, având o lungime cuprinsă între 47 și 54 de centimetri. Deși ambele rațe au culori vibrante, modele și coloritul lor diferă, haideți să vedem diferențele atunci când privim penajul. Astfel, masculul de rață mandarin, AX galericulata, este renumit pentru penajul său deosebit de colorat și ornamentat, care i-a adus titulatura de cea mai frumoasă rață din lume. Capul său prezintă o metalică de culoare albastru-violet care se întinde pe partea din spatele gâtului. O pată albă caracteristică în formă de semilună înconjoară ochiul, oferind un contrast puternic cu capul de culoare închisă. Fața masculului de rață mandarină este împodobit cu modele complicate de portocaliu, albastru și verde, care creează un spectacol fascinant și iridescent. Acest model facial deosebit se suprapune aspectului său impresionant, făcându-l ușor de identificat și foarte căutat de către pasionații de ornitologie, birdwatching și fotografie. Pieptul masculului de rață mandarină este de o culoare cărămizie intensă, însă în timp ce părțile laterale au o combinație de portocaliu și alb, formând dungi verticale care se întind de-a lungul corpului. Spatele și părțile superioare sunt predominant verzi iridescente, iar părțile superioare ale aripilor prezintă o colorație purpurie impresionantă. Aripile au de asemenea o bandă albă caracteristică vizibilă atunci când aripile sunt pliate. Burta masculului de rață mandarină este albă, ceea ce oferă un contrast
puternic cu modelele colorate de pe partea superioară a corpului său. Coada este lungă și ascuțită, având un amestec de pene maro închis și negre. În comparație cu masculul, femela de rață mandarin are un aspect mai discret, dar totuși elegant. Penajul femelei servește drept camuflaj eficient în timpul cuibăritului și ajută la protejarea ei și a puiilor săi. Capul femelei de rață mandarin este de un maro cenușiu deschis, iar femelei îi lipsește ta metalică distinctivă întâlnită la mascul. La fel ca masculul, ea are un inel alb în jurul ochilor, deși acesta este mult mai puțin proeminent. Corpul femelei de rață mandarin este în principal gri maroniu cu un model pestriț care se îmbină bine cu vegetația din jur. Aripile ei au un model similar cu cel al aripilor masculului, cu ceva mov și alb, însă mai puțin strălucitoare. Rățuștele mandarine tinere, adică juvenilii, au un aspect similar cu cel al femelei, având culori mai discrete și modele mai puțin complicate. Pe măsură ce se maturizează, penajul lor se transformă treptat în modele vibrante și colorate caracteristice rațelor mandarine adulte. Rața cu ochi de șoim, cunoscută și sub numele de rața Carolina în rândul crescătorilor, sau AX sponsa în denumirea sa științifică. Este o specie de pasăre de apă cu un aspect vizibil uimitor, renumită pentru coloritul său vibrant și complex. Atât masculii cât și femelele prezintă modele distincte și uimitoare ale penajului. Masculul de rață se laudă cu o combinație de culori strălucitoare și iridescente, ceea ce îi face una dintre cele mai frumoase rațe din America de Nord. Capul său este decorat cu o creastă metalică verde-violet care iese în evidență. Părțile laterale ale feței prezintă dungi albe evidente care pornesc de la ochi până la ceafă. Aceste dungi contrastează puternic cu capul mai închis la culoare și creează un model facial deosebit. Pieptul și flancurile masculului sunt un mix de culori variate, printre care castaniu, vișiniu și maro închis, formând modele complicate care îi conferă un aspect unic. Burta este predominant albă, oferind un ușor contrast față de culorile vibrante de pe părțile superioare ale corpului. Aripile sunt colorate într-o combinație de negru, alb și verde metalic, oferind un efect uimitor atunci când pasărea se află în zbor. Partea inferioară a aripilor prezintă o pată albă distinctă care devine evidentă în timpul zborului sau atunci când aripile sunt desfăcute. În comparație cu masculul, femela prezintă un colorit mai discret, dar are totuși un aspect elegant și atractiv. Penajul femelei servește drept camuflaj eficient în timpul cuibăritului și pentru protecția puiilor ei. Capul femelei este împodobit cu o creastă gri-maronie, similară ca formă cu cea a masculului, dar lipsită de calitățile irizante. Fața prezintă un inel alb la nivelul ochilor, care este mai puțin pronunțat decât dungile faciale albe ale masculului. Corpul femelei este în principal gri-maroniu, integrându-se bine în vegetația din habitatele sale umede. Părțile laterale sunt marcate cu pete albe fine, ceea ce adaugă detalii subtile la aspectul său general. Culoarea juvenililor raței cu ochi de șoim are un aspect mai uniform și mai discret, asemănător cu cel al femelei, dar cu mai puțin contrast și culori mai stinse. Le lipsesc modelele și nuanțele strălucitoare întâlnite la masculii adulți. Pe măsură ce se maturizează, penajul lor se transformă treptat în modelele colorate și complicate caracteristice speciei. În speranța că acum știi să faci diferența dintre cele două specii, scrie-mi într-un comentariu dacă ai aflat ceva nou. Nu uita să distribui clipul acesta și pe pagina ta pentru a-l vedea și prietenii tăi. Abonează-te la canal în cazul în care nu ești abonat, deoarece nu te costă nimic și cu siguranță vei afla lucruri interesante despre animalele sălbatice și sfaturi practice despre animalele de companie. Până săptămâna viitoare, nu uita, observă, ascultă și învață de la natură.